S-a făcut și asta. Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare a cumpărat 100% din capitalul grupului de companii Danube Logistics, devenind astfel unicul beneficiar efectiv al Danube Logistics SRL, operatorul portului internațional liber Giurgiulești. Într-un comunicat de presă se menționează că prin această achiziție, BERD își propune să promoveze continuarea funcționării cu succes a portului Giurgiulești, urmând să încerce să atragă investitori internaționali pentru a dezvolta portul. Astfel, în calitate de proprietar al complexului tehnic, BERD speră ca în viitorul apropiat, pentru a susține și impulsiona dezvoltarea economică a Moldovei, să fie îndeplinite toate obligațiile investiționale restante prevăzute în acordul de investiții din 2004 dintre țara noastră și dezvoltatorii de atunci ai portului. Cu investiții totale de 1,4 miliarde de euro, BERD este cel mai mare investitor străin din Moldova.